Ia să mă cine zic. Hai, da, ia te lumea. Moșcă de mine. Nu, nu. Nu, ce e ca altceva? Tipule, cred că o să mă ajuți. Bine, toate bune. Am o rugăminte mare. Și luați-o ca o rugăminte. Lăsați-l ca un... A fost un călugăr, orice era este un călugăr. Lăsați discreția unui călugăr. Vă mulțumim foarte mult. Mâine la ora 10 veți avea toate informațiile. Vă dați seama, nu vedem în noaptea asta dacă ne trebuie informațiile mâine. Mâine la ora 10 veți avea toate informațiile. În Alpresul Castian vi le va furniza la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancea. Vă mulțumim foarte mult. Lăsați-ne și noi, lăsați discreția unui monah. Erasmus este un monah, suntem și lăsați această discreție. Suntem de acord, dar și noi altfel nu vedem în seara aceasta. Vă mulțumim foarte mult și Dumnezeu să-L odihnească. Nu ne puteți spune nimic, totuși. Haideți să înțelegeți lucrurile astea. Luați-o ca pe discreție, un pic discreție, vă mulțumim foarte mult. Mâine la ora 10, v-am spus și la dânsii și mă filmează încă. Închideți-le ușa, că asta e dacă nu vor să înțeleagă. Mâine la ora 10 va fi o... Va fi un comunicat, 9:30 pe celălalt episcopie, în altul Casian, va da toate detaliile. Nu puteți spuneți două lucruri ca să plecăm și noi acasă. Asta. Exact asta, că mâine va avea loc. Atunci rugămintea mea, nu dați ce am vorbit până acum. Ok, și formulați, formulați, exact. Perfect. Vă dau ce ok, s-a făcut. Nu-i va avem nimic spuneți asta, solicităm discreție, nu știu ce. Toate celelalte, da? Pentru bine. Dumneavoastră e o tragedie, să spuneți în câteva cuvinte. Dacă mi-a aprobă, dacă nu mi-a aprobă, nu vă pot. Dacă discut de față cu dumneavoastră ca să n-a venit, da? Vă mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc. Vă rog să nu mai filmați. Dacă vreți să vorbim, vă rog de ăsta. Mulțumesc. La ce oră a fost adus? Trebuie să zic că din vina dumneavoastră. Ce ambianță ta e singur? Care ambianță? Ambianță nu. Nu,
Orică, adu-și mie din geanta cu motorul ăla, te rog. Nu, dacă adu-și, eu știu că grea. Are 300 de bani. Luci, stai într-un loc. Mai sus microfonul, Mirela. Mai stingeți din lămpi. Haideți. Ok? Da. Bunul nostru arhiepiscop Epifanie s-a mutat la Domnul. Mutarea a survenit în jurul orelor 19:30. După ce dimineață, înalt preasfinția sa, conform unui program dinainte stabilit, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Ioan din cartierul Poștă, municipiul Buzău, iar mai apoi, conform programului, a plecat în vizită canonică la mănăstiri din județul Vrancea. Mutarea la Domnul a avut loc... Bun. Decesul a survenit sau mutarea la Domnul a survenit în Astăzi, bunul nostru arhiepiscop Epifanie al Buzăului și Vrancei s-a mutat la Domnul. Mutarea a survenit în jurul orelor 19:30. În alt preasfinția sa, în cursul dimineții, în urma unui program dinainte stabilit, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Ioan din cartierul Poștă, municipiul Buzău, iar mai apoi, conform aceluiași program, s-a deplasat la mănăstiri din județul Vrancea în vizită canonică. Totul s-a întâmplat în apropiere de mănăstirea Brazi, unde înalt preasfinția sa era așteptat să sosească. La momentul acesta vă pot spune că Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei va fi condusă de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în calitate de mitropolit al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Care ar fi cauza decesului? Cauza decesului a survenit în urma unor afecțiuni cardiace mai vechi. Și vreau să mă întreb asta de mijlocul nostru. Când ați aflat, când s-a întâmplat? Când am aflat, să știți că am rămas foarte mâhniți și întristați. Toți suntem mâhniți și întristați. Obișnuia să vină aici, în Vrancea, în zona asta, a Panciului? Foarte mult, foarte mult, foarte mult. Nu știu să se înțelegem. Poate că și ultimul drum a fost aici să fie Vrancea noastră iuridică. Iuridică și istorică. Cum vă numiți? Preotul Munteanu. Și mai cum? Ioan. Mulțumesc. Și-a pus vinul presionat în harul preoții și acum noi suntem alături de Iisus. Preasfințitul. Nu numai pentru Vrancea. Pentru întreaga ortodoxie românească a făcut extraordinar de mult. De mic el a plecat în mănăstire, la mănăstirea Râșca, de la mănăstirea Râșca a ajuns la mănăstirea Neamțului, de la mănăstirea Neamțului a ajuns stareț la Neamț, de la Neamț profesor la seminarul de la Neamț și după aceea
arhiereu vicar la Tomiș, la Tomiș episcop și apoi arhiepiscop de Buzău. Foarte mult înseamnă asta. Haideți! Nu am încercat, dar ați reușit să filmați. Stai, eu duc acolo, stai așa. Să vă dea dumnealui informațiile de care aveați nevoie, da? Dar din punctul de vedere al poliției? Din punctul de vedere al poliției nu se ridică nicio problemă cu privire la acest deces. Cu cine am stat de vorbă? Comisarul șef Cârjică, șeful serviciului de investigații criminale.